seara! Mă bucur să fiu aici! Uite că am ajuns până la urmă, Bordea! Mulțumesc frumos! Vă ziceam data trecută de bunica și de necazul nostru că am trecut prin așa ceva. În septembrie s-a făcut un an. A fost un an greu pentru noi și pentru familia noastră. A fost un an în care am purtat doliu, am plâns-o, i-am făcut parastasul, a venit momentul să o uităm cu toți. Și am fost la parastas și tendința asta a noastră de a vorbi morții doar de bine, bă, mi se pare extraordinar. Eram la masă și a zis la un moment dat cineva, e, Dumnezeu s-o ierte că a fost un om bun. Ok. Bă, dar de ce n-are nimeni curaj să zice de la masă și să zică, e, hai Dumnezeu s-o ierte, dă-ți veanță ordinară ce a fost. Că așa are și de ce s-o ierte. Și vorbeau oamenii pe acolo și a zis cineva, lasă că bunica, uite, acum nu mai este printre voi, dar s-a dus acolo sus să spună povești îngerilor. Ma'am. Dar cu ce au greșit ăia, mă? Băi, eu mă gândesc, dacă chiar există un loc în care se adună toți morții, nici nu contează, că e rai, că e iad, pui mei, nu contează. Bă, au murit oameni interesanți, au murit președinți, actori, cântăreți, oameni care chiar au ce povesti. Vine bunica mea din comuna Borcea, județul Călăraș, să povestească cum se duce ea la sapă, la porumb. Să întâlnească cu Freddie Mercury pe acolo și să-i zică, e, eu am avut viață grea. Într-un an mi-a murit porcul de Crăciun. Ea s-a dus să spună povești, mă. Altcineva a zis că lasă că bunica acum a plecat sus și o să se întâlnească cu bunicul pe acolo, dacă îl mai găsește. Ăla a murit acum 4 ani. Garantez că la 2 luni după ce a ajuns acolo, ăla s-a însurat cu alta. Bă, după 60 de ani de căsnicie cu asta, păi ăla când a scăpat s-a dus direct în p***ă. Doamne ajută! Ar fi ultimul terminat dacă n-a făcut asta. Aolo! Pentru mine a fost un an super interesant. Perioada dintre mormântare și parastas a fost anul în care eu m-am distrat cel mai mult. Pentru că imediat după mormântare a început concursul de cine a visat-o mai des și ce a mai cerut. Eu așa mi-am modernizat garsoniera. Eu la 2 zile sunam acasă și ziceam, am visat-o pe bunica, zicea că n-are unde să-și țină hainele și fonier cu 4 uși. Am visat-o pe bunica, zicea că n-are cu ce să-și calce baticul, stație de călcat. M-am dus la tata, că era măsa, și am zis, bă, vezi că am visat-o pe măta aseară, că am tremurat de frig. Ăsta zice, a, păi să-i luăm o pătură. Nu, zic, zicea ceva de o centrală. Am centrală acum. La mai multe decese în familie. Imediat după asta a început concursul de cine a văzut-o prin casă și pe cine a mai bântuit. Că au văzut-o, tata a văzut-o, zecea pe hol, mătușii mei a văzut-o spăla vase în bucătărie. Erau toți așa și eu mă gândeam, bă, moții sunt chiar atât de proști? E că ei dacă chiar ar putea să plece de acolo, ei asta ar face, s-ar întoarce la aceeași sărăcie? Nu-i aduce dracu capul să ducă la o familie de boieri din Franța, să servească un platou de ăla de brânzeturi scumpe și împuțite, de nici nu știi care pute mai tare, platou sau mortul? Nu, mă! Ei se întorc acasă, se împartă în 6, o Eugenie clasică. Băi, și cred în toate astea și pe mine mă enervează că pe tine te scotă la prost, că mama mi-a zis imediat după ce a murit, mi-a zis, aolo, eu acum 40 de zile când nu-i pleacă sufletul de pe lângă casă, eu nu pot să dorm liniștită. Și l-am, bă, tu te simți cum îți scapă căciul. Tu ai făcut ceva la babă înainte să moară și acum ție că vine și te înjunghe. Și după aia făcea altă chestie. În fiecare seară, tot așa, timp de 40 de zile, punea o cană cu apă afară în fața ușii, ca să vedeți ce caracter avea și asta. Dacă vrei să faci un gest, lasă-o pe masă în bucătărie. Nu o lași afară la ușă. Și a doua zi găsea cana goală și zicea, ia uite ce sete i-a fost. Și eu eram doar dracu, că e iulie, normal că i-a fost sete. Doar ce era să întâmple cu apa aia, doar nu se evapora. Și îmi băgase și mie treaba asta în cap și mă întreba mama, dar tu n-o vezi prin casă? Nu, că m-am lăsat de droguri. Și chiar îmi imaginam, bă, îmi imaginam cum vin într-o seară acasă, deschid ușa și cum deschid ușa baba în față când mă vede să facă bau, ceea ce... Du-te, mă, te chiar crezi că mai era nevoie? Crezi că nu m-am pe mine destul? Să înceapă baba să umble prin haine, să îmbrace cu hainele mele, după aia să vrea să iasă afară, să-i zibre unde pleci îmbrăcată ca ultima panaramă. Nu că ar avea nevoie bă, bunica de haine, că acum la parastasul de un an i-au dat de pomană un costum, că vă dați seama, am mai slăbit de la mormântare până acum, și i-au dat și o față de masă în caz că vrea să facă picnic. Și ne-a chemat mama, a zis că trebuie să ne strângem toată familia la parastasul de un an, că este un moment important, că îi se ridica crucea aia de marmură și trebuia să mergem la cimitir să facem o horă în jurul ei sau nu știu care era faza.
Cercul a fost momentul de circ, cum am obișnuit în familia noastră. De cum am intrat în cimitir, frate mi s-a uitat la cruce, s-a uitat la mama și a zis, da, poza unde e? Și mama a fost, da, păi ea era și frumoasă, poza îi mai lisea. Bravo. Mătușii mea făcea poze la cruce, nu știu ce dracu făcea cu ele, bă, da, de mai multe poziții, cu un pic ca lumina. Tata era pe aici, pe lângă mormânt, încerca să îngroape o cană cu bani, pe ascuns, să nu-l vadă mama. Și după aia s-au ridicat toți în picioare și n-au ajuns toți în picioare, bă, dintr-o dată au început-o să plângă. Și eram, ce aveți, de la ce v-ați luat? Aveți semne între voi, ce dracu, nu știam ce se întâmplă, mă uitam în jur. Am văzut că vine preotul, zic, alea, a fost doar de preot, de-aia plâng în halul ăsta. A venit preotul, a făcut slujba, a plecat, fiecare a trecut să-și facă momentul de circ. Mătușa mea a început să plângă, s-a urcat ca o maimuță pe cruce, așa, cu mâinile și cu picioarele. Frate mi era întins pe mormânt, cu capul mormânt, așa, cu nasul. Mama era aici, dezgropa cana, pentru că bineînțeles că-l văzuse pe tata. Singurele normale de acolo, eu cu nepoata mea de 6 ani, ne-am tras pe margine, am fumat câte o țigară, făceam live-uri pe TikTok. Și atât din partea mea, vă mulțumesc frumos! Bine!